Fără autorizație, niște întreprinzători au demarat deja lucrări pentru amenajarea unui bazar privat. În acest sens, primarul Ion Lungu a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că municipalitatea nu va mai da nicio autorizație de construire în zona comercială și asta deoarece, mai întâi, vor trebui remediate rutele ocolitoare și al treilea pod peste râul Suceava. Un lucru este cert, să spun aici public, că nu vom mai da niciun fel de autorizație de funcționare de construcție în zona comercială până nu clarificăm traficul din zonă. Aud că se dorește să facă un bazar privat la fosta fabrică Mobstrat, la fabrica Mobstrat cea mai rămas din Trânsa. Deci atenționez din start că primăria municipiului Suceava nu va mai da nicio autorizație de funcționare acolo în zonă până nu vom clarifica cu traficul. Avem un studiu de trafic în lucru, așa cum se știe, avem un studiu de oportunitate pentru realizarea unui pod nou, finalizarea rutei ocolitoare numărul 1, demararea lucrării la ruta ocolitoare numărul 2. O spun foarte clar, până nu terminăm lucrările în zonă, primăria municipiului Suceava nu o să mai dea niciun fel de autorizație pentru alte centre comerciale în zonă. Atenționez pe cei care tot aud că chiar se lucrează acolo, nu a venit nimeni la primărie oficial să ceară aprobare, deci primăria municipiului Suceava nu va mai da niciun fel de autorizație pentru un alt centru comercial până nu rezolvăm traficul în zonă. Primarul Ion Lungu a spus că în momentul de față pune accent pe fluidizarea traficului, acest lucru fiind prioritar.